Salut, Cristinele. Și eu, Lucru Șoțe, salut. Mă bucur că ai ajuns pe la noi, de te încolorii. Cu drag. Te-am așteptat de ceva timp. Îți mulțumesc tare. Astăzi ai venit, totuși să mă aștepți tu pe mine. N-are nimica. Sper că ți-a plăcut în ce plimbare ai fost. Da, am făcut ceva plimbări frumoase, dealuri, treburi, socoteli, domenii. Vreau să-mi zici evoluția lui Rico, că nu l-ai filmat de vreo... Nu l-am văzut de câteva luni bune. Mai mult de jumătate de an, nu? Mai mult de jumătate de an. Era cam atâta. L-ai măsurat tu înainte? Am spus 100%, să arăt poză, pentru că l-am măsurat în graș și acum. Aha. Arată foarte. Montează bine. Am ceva mânzi din iepelele mari. De la urlat, de la ai filmat între la urna. Da. Când a fost târgul de a făcut mojean de la urna. Da. Erau două negre, puternice. Da, negrele, da. Aha. Una e gestantă, cred că sunt fete acum, de-abia aștept. Să vedem, aia la altă e fătată, te prinde o dată, aia la altă. Iepelele nu-ți de dat, că îl interesează pe cineva. Știu, m-a sunat și Bexa. Nu le dă ca omul Rigo. Omul nu le are de vânzare. Corbul, dă piciorul jos. Ia la tău. Nu le are de vânzare că omul le ține din pasiune, Cristi. Nu vinde, nu cumpără, nu merge în târguri. M-a sunat cineva că ar fi interesat. Știu, să le cumpere. Știu, m-ai sunat, ai văzut că ți-am zis. Nu are rost să-mi sun că nu le dă mult. M-a sunat și Bexa să facă un schimb cu el. Dar nu, omul nu vinde, nu cumpără, nu. El are pe ale lui și atât. Aici frumosul și faimosul Corbu. Astăzi mi-a filmat și un mânz din el. Da. Îl mai filmăm o dată și astăzi cu Corbu lângă el, să-l vezi. Și doi mânz din Corbu, mai am mai adus unul. Trei. Mai am și eu unul în graș, ți-l arăt și pe alalt. Sper să iei și o filmare faină. Ne băgăm să vedem și mânjii. Cum să care nu? Ai? Cum și să după aia scoatem caii pe rând. Da. Și scoatem dacă vrei afară. Sunt foarte cuminți, Cristi, nu că-s caii mei. Eu știu. Sunt foarte cuminți, din toate punctele de vedere. Acum, să mai găsesc așa. Nu prea ți intră musca aici, așa? Nu, și dacă nu le dau drumul la ventilatoare și le scoate afară de nevoie. Ce ventilatoare? Nu le vezi, numai dacă ieși din afară, am aici un ventilator și unul acolo. Și? Când dai? Dau drumul la aer și el împinge aerul afară și tot ia, nu trage, bagă aerul de afară. Du-te, mă! Da. Deci una bagă și una scoate? Nu, amândouă bagă și iasă pe ușă. Și atunci ies mușchi de afară. Să trag aerul dinăuntru, mai bine bag aer curat și iasă și restul afară. Că asta, observ că e foarte, foarte curat aici la tine, nu miroase dintre la, cum îi zice, la substanța aia? Da, amoniac. Așa, nu ai amoniac. Nu, că zi, nu duce în lipsă de rumeguș, că ne bate Dumnezeu să zicem ceva. Dă-te încolo, Mărigo. Și... Care tot timpul e schimbat? Da. Să vede și acum ai uscat pe jos. Și zi-o. Exact. Stai cu minte, tati. Oi. Băiete, bă. Asta e ca numele de suflet, Cristi. Ăsta nu pleacă... Ăsta e urmașul lui Corbu. Ăsta nu pleacă de la mine, curând. Mi-e prea drag de el, crede-mă. Aha. Mi-e prea drag de el. Cum te înțelegi cu el? Foarte bine. Nu? Ce zici? Cum mă înțelegi cu el? Uite-te. Puternic băiat. Ha? Puternic băiat. Tancul lui tata. Frumosețea mea. E primul anul ăsta care îl văd fără niciun gram de semn pe el. Deci poți să-l... Cauți unde vrei, că nu-i găsești niciun semn nicăieri. Am înțeles. Mă bucur de că l-am luat din Ungaria, mi-a plăcut, mi-a trimis filmare cu el, l-am văzut tot. De atunci am zis, asta o să fie următorul meu car care nu o să-mi vând. N-are tata. Montează bine, Cristi. Mm-hmm. Îți mulțumim de din cale afară. Și foarte cu mintea aia mă bucur la el. Le dau drumul un pic în țar, ca se vezi ce joacă. Le dăm drumul în țar și după aia mergem să vedem mânjii, așa-i? Da. Nu, îți mânzi aici. Unde? Aici, acasă, la mine. Îi ai în grajă. Am unul aici, din Corbu, de 3 ani. Am unul din Voicu, de la Luci, așa. De 2 ani. Și mânzul negru de la filmatul, încă o mânză. Tot, îl las amândoi din Corbu. I-a aduc să punem un pic mânzul în Corbu, bun. Să vezi. Ce vrei să să facem? Pe Corbu mic. Cum vrei să facem? Cum vrei să facem acum? Pasul următor, ieșim. Ieșim afară, mergem acolo în spate pe iarbă și scoatem pe câte unul sau câte doi odată, bun, care vrei. Bun. Cum îți care ție mai bine? Bun, aș vrea să văd pe amândoi unul lângă altul. Pe amândoi punem unul lângă altul, după ce îl separ un pic pe Corbu și pe Rigo de Corbu și punem mânzul lângă Corbu. Bun, așa va. Să vezi un pic, în realitate. E ok? Da. Iasă bine? Da. Ții-mă cu minții în realitate. Să vedem, poate, am scăpat, poate te onorez cu prezența la Gileu astăzi. Săptămâna asta. Aduci negri?
Negri în special, poate, aveau și cu aia la și cu murgu și cu negru. Că mi-a promis și nealii meu că vrea să fie și el cu mânza din corbul de 2 ani. Mânzu de anul ăsta și cu neagră. Că mamă, s-a primit mânzul numai de câteva luni. Da. Și dacă o auzi că vin la Gilea, o zic că ar vrea să vină și el cu mânza. Să se vadă și produsul din el. Licalt, nu ne-a dat drumul la... Ventilatoare? Nu ne-a dat drumul la astăzi, că am fost cu ei în câmp și au fost un pic încălziți, Cristi. Nu ne-a dat drumul la ăla și când ai venit tu, deja eram la o muntă cu ei. Ia să vedem, ăsta are gât, bă, Cristi. Are? El are gât, că trebuie să ne punem tăți cu vărutul spate și n-avem gâtul lui. Spatele lui. Gâtul lui. Noi în spate. Hai. Dimensiunea gâtului lui. Da. No, Lucușor, ieșim, așa-i? Da, Cristi. Bun. Arrivo. Place calul ăsta, da? Florin, îți place de el, a? Enorm. A? Enorm. Ăsta ținează de 3 ani. Lasă-l, nu mișca. Rămâi acolo, soare, bun? Da. Rămâi acolo pe colț, te rog. Rămâi acolo pe colț, te rog. Așa? Lupușor, nu s-a întâmplat nimic, noi te-am așteptat. Știe țarcu. M-auzi, Lupușor? Noi te-am așteptat. Mă bucur, Cristi. Stai, tancule. Ușor, dă-te încolo. Uite, Cristi. Stai așa, fii atent. Că vrei să ne arătați ceva, Lupușor. Da, să-i dă înapoi. 2 metri mai în spate, te rog. Să-i dă înapoi. Hai cu el, lasă-l în botul lui. Să aveți grijă numai. Uite, Cristi, aici. La mea, tata. Da, mă, da, lasă-l în fața lui, mă. Tată și fiu, Cristi. Mă fă de poză acum. Nu, să te vedem ce poză știi face. Da. Bună, mă mai Sergiu, că primesc aici. Am un pic de treabă. Îți înțarc. Ai grijă? Dă-l cu spatele. Dă-l cu spatele pe ăsta mic, să nu dea cu să lovească pe Lupușor direct în telefon. E un copil, un fan de-al meu, deci al lui Rusu. Pe fiecare sare moțiune. Ai grijă, ușor, nu? Așa. Fiecare sare moțiune când o cai în țarc. Stai cu minte, tati. Ăsta mic e șmecheraș, mă? No, bine, Cristi. Acum tai că s-o ce. Dar fii atent la el, că n-are frică ăsta mic, mă. Nu are. Arogan, băiat. Da, bă, iubirea de tata. Stai, cum zic băieții de la Bucovina? Cum le zic la ăștia? Îi bățos, bă. Îi bățos ăla. Cum zic bucovinenii? Hai, flop, el în coace. Ho, tata. Ho! Cristi, frate, ce faci în rest? Cum e? Ce să facem? Uite, ce să fac? Pe la tine să vedem negrii tăi. Foarte bine, mă, ne bucur că ai ajuns. Poți să te întorci tu, Lupușor, sau cum faceți? Ho! 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 Gata, am zis. Termină! Corbu! Atât! Florin, ai grijă, nu ce-ntr-o. Florin, așa, bun! Bravo, Florin! Bă! Alo! Voi sunteți băieți de cai, bă! Ce faceți? Cu cine faci garagații? Dă-te-n față!
Atât, hop, hop, atât, 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 nu-l întoarce. Corbu. Hop, hop, hop. Rego. Corbu. Florin, dă-l în spate și du-te încolo, te rog. Ușor, dă-l în spate. Ai grijă? Ai grijă? Dă-i, du-te încolo. Hai, hai. Ho! Lupușor, și tu. Aici, aici e lupul lor de joacă. Ăla-i. Păi numai pe câte unul lași în țarc, da. Și ai? Nu pot scris. Băiete! S-ar măsar de munte. Băiete! Dacă s-ar măsar de munte, ești învățat de munte. Știi? Ești foarte cuminț, dar pune când ești cu ei de cap, pune când ești la sfârșit. Acolo, atenție! Bă, așa mânt curajos, că asta eu n-am văzut până acum. Stai cu minte că imediat muntează. Și pregătit de munte. Uite-l. Cristi, nu-l supăra. Înțelegi? Uite-l, Cristi. Că-i fiul tău. E fiul tău, zăpăcitule. Acum așteptăm următorul, să vedem ce facem. Nu se vede. Cu ce nervos e ăsta micul la muntă. Da, te vine să muntezi, să plecăm la muntă, le iau cu mine, Cristi, acum. Sure. Dacă am o muntă, acum trebuie să plec cu el. Să vede că-i fiul tău. Hop, 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 ușor. Bun. Fiul tău nu se mai rongoia atâta balaurule. Cu ce nervos e că se uita la el. Iau la micropul, trebuie să-mi iată. Lupușor. Ovi o adus, mânzul din corbu, l-a adus să-l vedem. Să îl punem lângă... Îți mic eu sau e calul mare? Cum? Îți mic eu sau e calul mare? Calul mare. Aici ai un prieten? Hai bă, băiete, bagă-te lângă... Hai aici. Bagă-te aici lângă... Telefonul meu, Cristi, toată ziua mă sună. Așa. E mor de cai. Băiete, cum te cheamă? Nicu. Nicu. Îți plac caii? Eu, Nicu, da. El. Ha? Da, iubești caii? Da, foarte mult. Ce părere ai tu de fanul tău de lupușor? Este cum e el așa ca băiat? Băiat bun? Da. Ha? Da. Nu-i folos? Ba da. Bă! Corbu. No, Nicule. Mulți copii ar da, toate jucăriile să stea călare pe calul ăsta. Și pe tine te-o suit lupușor gratis. Am un prietenul meu Cristi. De ce au făcut lupușor gestul ăsta pentru tine, ia zi? Am plăcut mult cai. De aia? Ha? Ce cadou să-i aduci tu la lupușor de ziua lui? Un cal. Iar mai câștigat am fi, așa-i? Ha? Mă, tu ce cadou i-ai adus la lupușor? Îmi face cadou un cal, Cristi. Îi faci cadou un cal? Are și el cai. Au avut și el cai. Mai are dacă tot cai? Așa nu mai are, dar e bunicul. Are bunicul. Acum o pleca după mine. Acum o pleca după mine. Da? Îi scapă. Îi scapă mânzul. Hop. Ține-te bine de comă. Bă, când simți ceva, te lași în față. Te lași pe burtă. Nu, lupușor, nu așa trebuie să facă. Nu așa trebuie să facă, să stai la un pic în față. Ai, ai, băiete! Hai! Da, nu. Stai. Nu. Ia, zâmbește. Da? Așa. Zâmbește, copile, zâmbește. Corbu! Hai! Lupușor, cu ocazia asta trebuie să-ți dau ceasul, trebuie să-ți dau ceva. Să nu zici că mi le-ai adus. Păi, dar le-am în mașină de ani de zile. Să nu zici că mi le-ai adus. De ani de zile le-am în mașină. Mi-a scris și băiatul ăla care mi l-a trimis cadou. O vin Cristi pe la tine, o vin. Mi-a dat ceasul, mi l-a dat. I-am zis că ai uitat, nu, că nu vreau să fii măgar, nu mintim. Așa, așa. I-am zis, foarte bine. Mi-a zis Cristi, dar de când a venit la mine, l-a uitat pe mașina cealaltă. O zis că celebra da el. La următoarea filmare... Să nu uităm acum, să nu uităm cu ocazia asta. Da. Bun. Și dacă ne uităm, înțelegem, uite-te ce curajul. Foarte bine. Să ai grijă. Bun. Florin. Florin. Da. Faci schimb cu lupușor sau nu știu, îl prezinti tu sau... Da, prezinti, că știi ce o să prezint. Hai, rămâi, stai așa. Mă duc eu în spate. Hai, du-te tu în spate, te rog. Bagă-ți prezintă-l și tu pe rigă. Ia la mă vede cum vă. Ăla-i.
Nu, nu, nu. Ce au zis? O zis că facem filmare, se pune pe TikTok. Băi, lasă că faci între timp. Părinte, prezintă calul. Ia, yeah, calul lui de suflet, Cristi. Cum? Ăsta nu-i calul lui de suflet. Calul lui de suflet e mânză din corpul de 3 ani. Ăla e calul lui de suflet. Orice, ăsta nu-ți cafe. Nu, Cristi, că ne-a speriat că n-avem oameni să primăm cai. N-ai văzut? De ce nu avem oameni la cai? Nu, ui. L-ai văzut ce lucră cu el? Oh. Bravo! Lupușor, tare frumos, îmi place peisajul vostru de aici. Vrei să te muți la Sibiu, că mai am un prieten de la somnul la Sibiu. Mai mulți care vor să mute. Da? Zic, Cristi, îți place evoluția. Da. Asta e armăsanul Bogdan de suflet, al Bogdan de la Omna. Zis, bă, am cai care e și el negriului, că știi. O zis, dar atâta crinchează armăsarul ăsta, de mâine să l-aș plăti dacă l-ai vinde. Deci când îl pui la căruță sau oriunde, rinchează într-una. Vede oameni, rinchează, trece o mașină, rinchează, el orice numai să rincheze. S-a schimbat, Cristi? Da, s-a schimbat în bine, e un armăsar frumos. Din numai de 4 ani, Cristi, considerare. Cât? Din numai de 4 ani, e armăsar de 4 ani. Se mai face. Acolo n-avem treabă. Ia la tău. Ai, să-ți trăiască muzica de pe telefon, băiete. Nu, ia. El vrea să-l fie, nu vezi că de aia stau între ei, să nu-i scape. Vrei să-ți aduc mânzul de 3 ani, Cristi, să-l punem și lângă corbul mânzului? Aha, deci ai tu în posesie? Am eu mânz de 3 ani din corbul. Tu fii atent că copilul ăsta vine și îți cumpără calul. Mă auzi, Lupușor? Nu-i de vânzare. Am avut client la el, Cristi, dar nu-i de vânzare. Momentan numai mânzul mur e de vânzare, din negri niciunul. Negri nu ia la vânzare, murgul, dacă cineva e interesat de el, ne poate contacta. Ori pe mine, ori pe tine, nu e o problemă asta. Ăla e de vânzare, în rest, dintre negri niciunul. Mm-hmm. Ce curajos e copilul, mă uimește. Dar cum? Așa băiat să ai pe lângă tine, mă, nu ți-e frică cu el. Dacă e de vreo problemă. Da. No. Așa. Uite-te la el ce lucră. Păi ce lucră copilul cu armăsarul? Du-te să văd dacă nu, că oricum o știe lumea cu mine. Da. Nu, Cristi, sau vezi? Da, hop, copile. Vrei să-mi scop pe corbul afară să dau drumul în țarc, să-l vezi un pic ce lucră? Păi aduci, odată zic să aduci să facem comparația și după aia le dai drumul pe rând, nu? Am înțeles. Nu. Îl duci pe el înăuntru, așa ai? Da, ducem pericol și aducem mântul din corp. Bun. Vrei să încheta ta, încheta. Nu, rămâi acolo, copile, hop. Ho. Așa. Ce, băiete, ce poți tu să ne povestești despre calul ăsta? Vreau să te aud. Întoarce-te încoace. Zi. Julitura din cot ai făcut-o astăzi cu trotineta, așa ai? Cu trotineta la școală. Ce ai făcut? Ți-ai dat drumul pe scări sau ce ai făcut? La fotbal. De la fotbal? Da. Te-o tras de haine? Păi nu m-a tras, dar când i-a scoat, am luat mingea, că mi-a fugit picior. Stai. Iubi, dar asta, hou. Și ți-o fugit piciorul, zici că? Ce? Și la picior și la cot. Ți-o fugit piciorul? Păi da, mi-a fugit piciorul. Place de corbul? Păi da. Ha? Și de corbul și de rigo. Îți iei toți caii, că mă sună fiecare zi să mă întrebe când dau drumul la cai în țarc, să vie și el, să-i vadă. No, zi, băiete, povestește-ne ceva. Bă, nu prea știu. Bă, cum să nu știi, mă, tu ești un băiat care știi să povestești. Te urmărește și pe YouTube și alea. Alea. Peste tot. No, ia, întoarce-l fain aici. Mai dă-l așa frumos acolo și-l ții la soare. Povestește și tu ceva de cal. No, întoarce-te acum înapoi. Atât, hop. No, te rog să ne zici ceva. Nu, povestește ceva la drum. Ceva... Zi-ne o întâmplare hazlie. O
O întâmplare. Zi-ne o întâmplare hazlie ce ai trăit-o tu recent. Corbu. Ha? Ce tata? Mă gândesc. E, gândește-te repede. Că știu că n-ai multe, nu ți-ai zi stocat în memorie tot felul de nebunii, numai chiar cele faine. Ha? Da. Te-am luat prea spontan? Da. Ha? E un pic emoționat că din cameră la cameră, spune-i la domnul Cristie. Da, niciodată. E, da. Nici nu v-am văzut. Nu m-ai văzut până acum? Da, nici. Ce zici, cum stau cu burtica? Ce zici, cum stau cu burtica? Cam ca tine, așa, păi, cam așa. Așa e, băiete. Termine, mă, tati. Dă-te înapoi. Dă-te înapoi. Dă-te înapoi. Dă-te după mânz face așa. Vine acum mânzul. Nu, după mânzul ăla. După mânzul mic? După mânzul mic? O văd de la pus unul lângă altul, l-am filmat cu corbul. Mai pot da o tură așa? Da, du-te, mai dă o tură așa, iute cu el. Mi-e groasă să nu-i scape. Nu-l scapă, mă. Fii atent că copilul știe la cai. Ho, tata, ho! Auzi, copile? Da. Ce pasiune ai tu? Cai. Care e eroul tău principal din desene animate? Ce? Care e eroul tău principal din desene animate? Păi nu mă prea uit la televizor, așa mă, pe YouTube la mea voastră, la cai. Mulțumesc. Care e eroul tău preferat din filmele mele cu cai? Unul ai lângă tine, al doilea? Al doilea l-a dus în graj. Mă, nu zic din băieții care țin cai. Care ține cai. Ha? Pe lufușor de la Ungat. Așa. Sileoman de la Cluj. Așa. Și cam atât. Păi și Nea Costel? Ia și... Păi tu lui spunea Costel, bă. Și-o uitat, că îi știe pe toți. Îi știi tu pe toți? Da. Mă, trebuie să-ți aduc eu aminte. Păi, cam așa. Zi, de la Bucovina, pe domnul Ilie Huțan. Nu? Domnul cu negru ăla de se ridică în două picioare pe filmare. După aia, Stelică! Stelică! Ce pește? N-ai văzut că sunt mulți? Sunt mulți. No, Spider-Man, micul copil pe lângă ăștia. E mic copil de Spider-Man pe lângă ce deținem noi. Ha. Stai! Termină. Fii atent. Pune-l acolo ca să putem vedea și mânzul, bun? Acum lasă la... Hai aici lângă mine, așa. Rămâi așa, ca să vedem ce se întâmplă aici, bun? Stai că vreau să pui mânzul lângă el. Nu dă după el. L-ați pus unul lângă altul. Nu i-am pus unul, i-am pus la căruț numai. Dar și cel puțin așa numai, ca să vezi asemănarea între ei. Da, stai din corbu? Da. Acum ce le bate la căi taxul? Dar pe ăsta cum îl cheamă, că nu mai știu. Hopa, hopa. Diablo, tap. Diablo. Diablo. Lupușor. Oh, bun. Vai ce poziție are corpul. Lupușor, da. care e mama la mânzul ăsta? L-ai filmat o niciodată, Cristi. Știi. O știe după tatăl tău. Ce culoare? Ce culoare are mama lui? Închisă e apa. Da. Ba, da. Ai filmare cu el pe canal la tine când a fost mic mânzul. Când am fost noi atunci la... La muntă. Da, dar stai, unde a fost noi? La Lămor. Așa. O ia pe burgă, pe maică... Bunicul fărui un armăsar negru de aici de la Sibiu și el e din Corbu. Hai, tinere, hai pe aici cu armăsă, cu mânzul, te rog. Lupușor, rămâi acolo. Du-te. Rămâne Corbu. Rămâi acolo, te rog, așa. Hai înapoi, Florin, te rog. Și te pui în fața lui. Diablo cât are? 2 ani? 3. 3? Da. Atât? Pum. Atât? Pum. Atât? Pum. Stai așa un pic, Lupușor. Rămâi așa, Lupușor, te rog. Pum. Nu mișca Florin calul. Aia. Te zici că acum merg la iapă. Lasă-l. Când l-ai achiziționat de mic, l-ai achiziționat pe el? Nu, de cam o jumătate de an. Pe nici acum nu-i s-a dus roșala de pe ăsta, că o fost ținându-mă afară. Aia e bine. Și-o fost ținut ușor, nu fost pompat. Da, nu a fost deloc în graj, Diablo. Și nu a fost pompat. Ținându-mă afară și nu... Și-o avut căpăstru. O avut căpăstru. Păi dacă s-o făcut așa, așa plăcut. Deja a montat. Aha. Deci... E foarte bun montator.
din toate punctele de vedere. Poți să vin să pui mâna cu? Poți să vin să pui mâna cu el, dacă vrei. Ușor, ușor pe lângă el, nu. De acolo. Atât. Joi avem la pedicură, cum știi? Aia cu cine colaborezi? E pică, îl știi pe domnul Tica. Da. Mânzu-i foarte cu minte, nu dă? Nu, e foarte cu minte. Ce l-a duc și pe Murgu, pe Murgu l-am filmat la un an. Murgu tot din Corbui. E din Voicu, de la Lucian. Din Voicu, de la Lucian. Atunci... Faceți schimbul și îl aduci pe altul și rămâi tot cu... Cu corbu aici, te rog. Rămâne piesa principală. Rămâne cu corbu aici, că așa e situația. Hău, tati. Hău! Hău! Ăla-i. Bun. Ăla-i. Să diablo! Na, băiete, copile. Da. Ai început să ne povestești ceva. Hm? Hou! Păi? Corbu! Stai mă, tata, pe minte, ți-i cald. Chestii de acum plecăm la o muntă, la Mediaș. Avem un pic de mers. Până la Mediaș trebuie să mergi. Păi, bă, unul e departe, mă. Pentru noi nu e departe nicăieri. Păi, dar e la jumătatea drumului meu, mă, către casă. Și ce vrei să fac eu, tata? Te muci și tu la Mediaș, să fii mai aproape de mine. Muntă-te la mine acasă, dacă vrei, că păi toată ziua facem filmulețe. Fain aici la tine. Lupușor, ce te-ai gândit? Să dai drumul la țarc până la tine, la șosea? Fac două țarcuri. N-ar fi rău. Și atunci să mărește țarcul ăsta cu mult. Păi ar veni cam mult atâta el, cât e acum. Acum e undeva la 30 de metri. Îl fac de 60 pe 10. Așa. Și încă unde 60 pe 10. Lasă-mi ce duce pe ăla. N-ar fi rău. El mi-o adică, nu-l calcă, nu, că știe, lasă-l pace. Bă, știe el. Mai frică la bunicul că te calcă. Știe la cai, mă, știe la cai. Cine? Băiatul. O crescut de când a fost micul cai, Cristi, bunicul s-o are cai, taică s-o a avut cai la pădure, o lucra taică s-o cai. E copilul lui Rusu, nu? No, fiecare zi mă sună. Când te-ai întors aici, rămâi acolo, pe mijloc. În fiecare seară mă sună. Salut, ai dat drumul la cai în țarc? Nu, no, bine, viu mâine. Bine că mai au și pasiuni de astea, Cristi, că și așa să... Cu telefonul am exagerat noi deja, ăștia bătrâni. Da, să știi. Adă-l până la Lupușor, că Lupușor stă așa și așteaptă. Ușor, adă-l și îl dai de sfoară lui, bun? Ăla-i. Bravo. Lasă-l așa, Lupușor. Lasă-l așa. Mulțumesc, când ții umbră. Lasă-l așa. Să-l băgăm pe el la umbră, Cristi, dacă nu. Stai. Ia să facă o poză așa. Ce? Bidi. Stai cu minte, tati. E foarte cu minte, Cristi. Nu că e al meu, dar rar cu minte de cal. Ca și corbu. Da. Ție, mă, sufletul meu. Și în carmă sar, să... Și în carmă sar, da, uite. Vezi și ne punctează Cristi. Acum m-a marcat ca de la 7 metri, așa a marcat. Păi da, cum? Nu-i prea place. Nu-i prea place să bagi între cai. Nu-i place să bagi între cai. A? E greu să pui un cal lângă el. Deci, în sensul, dacă nu are o problemă, poți să-i pui orice armăsar. Dar dacă pui așa unul lângă altul, nu-i place, nu prea are eu cu... Stai cu minte, tati. Ți-i cald. Ți-i cald. Ia uite, Cristi, și nu era tras, era deloc. E rău că nu poți să ieși tu pe ziua deloc afară, nu-i scurt. Îi bagi după 7 îi pui în țarc sau când? Cam așa după 7 și îi scot dimineața la 7, să zic, îi scot. Până la 10? Maxim 11. Și după aceea bag în graj, le dau în graj și îi scot numai seara. E cald, sunt negri, trage soarele la ei. Hai că până vine mânzul, hai să arătăm ceva la Cristi. Păi numai că domnul Cristi să stea la răcoare, până nu știi să stăm la răcoare. Ai ce să fac cu cum... Păi băiete, când vin la tine acasă, mă, fii pe calul tău. Păi acum n-am. Când îți cumperi, mă, sui? Da. Ha? Da. Ce zici? Și cum o să mă iei? Mă iei într-o mână sau cum? Ha? Când o să fiu mai mare, Cristina, le spune, promit că te arunc, că tai că soi. Hai să te văd, ia, pune-te aici numai. Tai că... Vină încoace. Mai aici. Ia să-ți văd brațele. Fă așa. Aluate-i mușchii.
Da, eu te-am ginit din prima, mă, că ești băiat puternic, mă. Stai, no. Că ești voinic tare, Cristi. No, hai în partea asta să vedem ca e. Așa, să vedem în liniște. Uite-l, Cristi, pe... Bun, tot așa facem. De 2 ani. Așa. Îi vânzi de la filmat anul trecut, ăsta e de vânzare. Stai tu, cuvinte, tate. Ușor, ușor. Dar numai el e de vânzare? Numai el e de vânzare. Fii atent. Hop. Nu fi bagabon. Bun. Nu fi bagabon. Lupușor, dă-te mai încolo ca să prindem. Am înțeles. Da și o panoramă mai bună. No, de acolo avem. Termina. No, de acolo avem. Nu, stai drept. Oh. Nu pune mâna acolo. Gata. Așa. Ăla-i. Lasă-l. Oh. Azi ai mâncat înghețată, băiete? Da, nu. Eu am mâncat. Bravo! Ioi. Stai cu minte, drace. Bă! Nu, asta nu prea auzi. Toată ziua se zică la corul. Hu! Drace. Dar ăla a fost un... Exact ca și voi. Ăla a fost un alint, mă, băiete. Așa am avut... Are coamele exact ca și voi, uite-te la el. Aha. Așa am avut eu unul. Crețe? Ce ai avut, mă? Am în două părțile, Cristi. Căluț de jucărie? E de jucărie. Mă, ne scuzi, Lupușor, dar aici cu prietenul tău. Aveți o combinație. Bă, tot vrea să-mi vândă calul ăla de jucărie. Am înțeles. Mă, nu e vorba de tâi, că e vorba de aldămași. Trebuie să-l dați unul dintre voi. Bă, eu dacă cumpăr calul, tu trebuie să ne dai ăsta. Cât e căluțul tău? Cât? 20 de lei? Burgule. Ha? Ăla de jucărie. 100 de lei. Oh. 100 de lei? Nu vezi că noi mâncăm și bem, tati, de 3 milioane. Ce evoluție are mânzul, Cristi? Foarte. În capăt l-am filmat, mai ții minte? Da. Întoarce-l către armăsar, te rog. Cu capul către el. Savuri. Așa. Sau cu... așa. Bun, aici se vede. Atât. Urcă-l, Lupușor. Aici. Un pas. Așa. Un armăsar frumos. Cât are el acum? 2 ani. 2? Imânzi din voi cu de la Nala Lucian. Așa. Dintr-o iapă de la noi, Dicea, din zonă, termine, tate, stai să te pe ce culoare e iapa? Murgă. Să-l potolesc. Hai, na. Ei, ca și corbul face? Da. Trebuie să se joace cu ceva. Dacă se joacă cu ceva, e ok, auzi strângeri de... Zici că-ți ar dinții din gură. Stai, tate, cu mine, că te doare dințișorii. Na. Cum îl cheam pe el? Voi cu junior. Voi cu junior, bun. Dacă voi cu o pleca de la mine, rămâne voi cu junior. Da. Uite, Cristi, aici ce. Dar numai, trebuie. Nu poți să-i dai coamele pe două părți, că îi se duce ca la voi, că și să vrei nu poți să-i faci. Aha. Lupușor, se poate să te duci un pic încolo, în față pe ăla. Așa? Să pune problema, hai la tata. Ăla-i, super. Hai la tata. Frumos cal. M-auzi, Lupușor? Un cal întins, lung. Mulțumesc. Încă e mic. Da, da, păi are timp. Fii atent. Când a fi de 4, de 5, mai putem vorbi. M-auzi? Da. Eu am văzut mânz ca tău, așa, lasă-l, îl vezi? Da. Am văzut mânz ca tău și l-am văzut după un an. Poziție de să ți nu știu cum să zic. Nu poți să-l numești deja, că mânz montează la 2 ani cu el. Nu poți să-i dai drumul, că e mânz. N-ai ce cere. Te-ai lăsat. Un cal ca să-l vezi împlinit. Cum e asta de crescut? La mine vorbești la 4-5 ani. Trebuie lăsat, trebuie avut grijă de el, trebuie, da. Nu acum, el încă e crud. Copil. Exact. Ăla-i. Nu, deocamdată. Îl țin eu. Băiete, tu tot ai planuri. Ai planuri de vacanță ca și mine. Vrei să mergi la Costinești? Ha? Cu armăsarul. Eu știu că ai planuri, băiete. Seamănă cu voi, cu că tu știi pe voi cu acum. Da. Nu, că e mult. Stai, tate, cu minte. E, da, noi dacă ne uităm așa la fizionomia lui. Știi, băiete? Termină. Ăsta e de vânzare, Cristi. Păi el îl ții îngraș cu celălalt, așa-i? Eu îl țin îngraș cu ăla de 3 ani și Perigo cu corbul. Da. Mai am un pic de lucru și la grajul lor. E gata, mai trebuie să-i punem ventilatorul și la ei și camera. De filmat. Bun. Lupușor, de ce cameră de filmat în graj? Se văd eu când vreau, Cristi. Plec la nuntă, plec la botez, plec la... După la club să beau o cafea cu tine, le bag un balut de până la una, de pători iau,
Faci o verificare? Nu? Da. Mă uit la ei, se dezleagă, știi ceva de ei. Un om acasă, un vechi, du-te până în graj. Sunt multe chestii. Da, da. E greu de explicat cu camera. Eu de când mi-am făcut grajul, că acum tu știi, ăla a fost primul plan care mi l-am pus să-mi pun camerele la ei. Am mai știut pe cineva tot asta. Cu ce? E foarte... Cu camerele de filmat. Cine? Eu? E foarte... Pe domnul George de la Alba. Așa, bravo. E foarte... Super. E foarte bune camere. Pentru mine, acum nu știu, fiecare pe... E o investiție mică. Și s-au să mi-am pus de toată curtea, că știi? Da, dar nu e investiție mare. Cum mi-am pus în curte, am zis, nu-i păcat să nu am și în ăsta, în graj. Acum vreau să le trag și lor și să le pun și lor ventilator pentru aia. Stai cu minte, tati. Așa, Lupușor, eu zic că e bună prezentarea Murgului. Domnul Florin ne ajută. Ne bucurăm. Și dăm drumul la Negru, și intar. Dăm drumul dacă e la Corb un pic afară. După ce filmăm și pe ăștia 2-3 minute și pe aceea te părăsesc, că mă așteaptă datoria. Da. Vrei să-l duci un pic sau... Îl duce Florin încolo. Îl duce Florin pe ăsta, dacă nu pot. Stai mă că... Dacă și așa nu-l ținem, poți să-l ții afară. Ce poți, bă? Ce poți? Cine-l ții, bă? Ăsta nu-i ca... Bă, băiete, bă. L-ai văzut ce mână în lipicioasă are băiatul ăsta? Ha, bă? Flo, dă-i să... Auzi, leagă-l de volă. Și pune un pic gardul, ca pe dau drumul un pic la curbă. Stai cu minte, tati. Ăsta e numai pe muntă. Da. Mă bag un pic în față, Cristi, să dau un pic după el. Hai, tati. Unde face treaba, unul face tot, Cristi. Vezi? Așa și porci. Ai porci? Da. De care? Era bun un pic mai mare, Cristi. Sarcu? Da. Dar o să-l faci, nu? Asta e ultima problemă. Că... Vai să fac un TikTok acum. Scot numai aia 3, 1, 2, aia 2 stâlpi de mijloc, de fapt. Vezi? Aia îi scoți afară și prelungești. Afară și mai mă duc cu el. Cel puțin cât e container. Urcam încă 10-15 metri, minim. Super. Ai, mă, de ce intri pe zeptul? Eu știu că e undeva la 35, 3, ceva de genul. Dar mai mă duc 15 metri, 60 de metri. Aveți? Dar cred că mă duc mai mult. Aveți, domnul Cristi? Să... TikTok n-am. Vreau să... Îi fac ușa prin gard, se-i scot, oprește-l un pic, că filmează. Se-i scot direct pe acolo, că eu trebuie să-i aduc tot pe aici, știi? Acum. Și atunci să faci direct... Atunci desfac plasa, da. Fac o poartă super, acolo, super. Deschid 2-3 metri între două țarcuri și scot direct din graj, numai cât timp traversez curte. Super. Și atunci faci în... Mă bagi pe TikTok acum? Problema e alta, Cristi. Trebuie să-mi zici să-mi trag un pic stomacul, mă băiete, mă văd acolo. Fetele pe TikTok, ce nici și ce cu gratul ăla. Știi de ce vreau să-i duc încolo? Îmi bate camera de pe casă și de pe grajde. Direct pe ei, pe țarcul. Și atunci pot să-i las când vreau și ce vreau. Uite, să tare cum îmi place mie cel mai mult calul. Hai la mare. Mie mi-a plăcut poziția de acum. Vine aici, răpăditule. Hai la tata. Poți să oprești TikTok-ul că ții câteva secunde și apoi faci altul. Am făcut de îndată încede, în sauză muzica. Uite, Cristi, ce diferență e între calul cu căpăstul și fără căpăstul. Așa îmi place și mie, fără căpăstul. Îl auzi pe tău, băiete? Ce? Uite-te ce... Ăsta e un băiat de tătă ispravă, mă. Uite-te. Îi altul cal? Da. Nu zi nimeni că nu-i frumos căpăstul roșu pe calul negru sau pe orice culoare. Dacă ne-l dai jos. Asta e diferență între... Căpăstul și cu căpăstul și păreții, mă iubire. E calul ăsta, ăla din pădurile alea. Da, știi din ce cauza asta așa, Cristi? Nu. Îi place poveștile. Aia și... Recunosc. Aia și... Da, uite la el. Deci stăm noi aici și nu-l bagi în seamă. Și aici stă și el, nu pleacă. Așa și alu, domnul. Mai încet. E entuziast copilul nostru, știi? Îi dau drumul în curte. Dacă... Nu pune piciorul pe cercul ăla. Dacă stau în curte... Și dau drumul să zic prin curte. Da. Și stăm acolo în fața la după casă, acolo unde e masa, unde am stat noi. Acolo stă și el. Dacă nu-l bagi în seamă, face ceva prin curte, trebuie să facă o năzbâte ceva. Ia măturoiul, prinde de o lopată, face ceva ca să alău și eu aici, știi? Aha. Mă băgați și pe mine un pic în seamă. Aha. Ceva de genul. Notate că acum povestesc cu Cristi și cu tine nu mai am treabă. Stai să-mi ceva cea. Nu face nimic, asta la povești. O bere, ceva, un suc, tăticule. O să am să urmă de suflet, Cristi, nu o să-l vând curând. Nu știu dacă îl vând vreodată. Dar
Știi cum o zic fratele Bogdanel? Lupușor, dacă vinzi peste, ca și cum te vine ștampila la firmă. Înțelegi? Nu mai găsești așa ceva și trebuie să umbli mult. Greu îți formezi calul, greu ți-i formezi. Știu, păi de-aia mi-am, ani, de ani. Mi-am și achiziționat mânzul din... Încărunțăși și... Lupușor, încărunțăși și nu ți-ai găsit cai. Am încărunțat Cristi până ne-am găsit perechea lui, pe Rigo. Deocamdată nu zic nimica, dar o să-ți mai prezint eu ceva pe viitor. Aha. Noi nu zicem de surprize, de cadouri, deci când o să fie momentul potrivit, sunt să vii să vezi ceva frumos. Aha, tă negru. Da. N-am loc, o spui sincer, nu că nu l-aș aduce. Mânz? Că bani și frică n-am avut niciodată, dar un mânz din corbul de 2 ani. Și ăla o să fie urmașul lui corbul din toate punctele de vedere, îți garantez eu. Poziție și grosime și tot. Tot ce vrei. Singurul ce o lua de la corb, o țintă în frunte, dar ceva de genul, atât. Deci foarte, foarte mică. Atât, nu mai mare. Mai mult nu. Aha. Dar ce-i, mă, iubirea lui tata? Nu pleacă Cristi, ți-am zis că dacă vrei, nu-i nicio problemă, putem sta aici cât vrei, că el nu pleacă de aici. Deci n-ai ce să filmezi pe el că țopăie prin gard, asta e exclus. Când se plictisește de gard, vărume prin curte toată ziua cu băieții pe la gutter, pe la ăstea, când se plictisește, îl strigă. Rinchează de 20 de ori una după alta când îl vede prin curte, ceva de genul, hai, du-mă la grajdi. Uite, mă. Serios, uite, vărume aici să spună el, rinchează calul după el, hai, m-am săturat, mi-sete. Vrea altceva. Da. Ce-i, mă, tati? Eu mă așa pe când. Rigo, vezi? La fel. Rigo, la fel. Și Diablo, nu mă mult. E o mașină, Cristi. Du-te de aici, mă supăr pe tine, nu mă deranja. Doamne, ce-mi place Cristiul ăsta fără căpăstor. No, bine. Și mie îmi place. Să văd dacă reușesc, vreau să le fac boxă. Unde? Aici, în curte. Ai boxă la ca grajd? Vreau să le fac, să fac 4 boxe. Nu știu dacă mai reușesc anul ăsta, că mai am alte planuri. Dar să sperăm pe viitor că facem, lăsăm grajdul de 4 și mai facem 4 boxe. Cât a, uite-te ce musculatură are pe umăr. Copile, ți-ar place să ai așa mușchi pe gât cum are prietenul tău? Ha? Aici pe lateral. Hai, vino aici, să sar peste gard. Să-ți arăt. Vino așa aici, vino aproape de mine. Vino. Așa niște mușchi aici, așa să ai. Așa ni aici pe gât cum are el așa. Ți-ar place? Ha? Îți place ce cuminte? Stai așa niște mușchi pe gât cum am eu. Stai aici. Tu vezi, uite-te la mine. Ha, am un pic de mușchi pe gât. Păi acum. Ai văzut? Du-te de aici. Du-te de aici, am zis. Da. Du-te de aici. Tu mă duci să-l scoți și pe Rigo, hai. No, hai că atunci, Lupușor. Hai, veredul pe ăsta, adun un pic pe Rigo, îl lăsăm pe Rigo 5 minute, îl scoatem pe Diablo și apoi punem pe... Și apoi după aia vă puneți în mișcare și voi și apoi mă pun și în mișcare. Du-l direct la loc, dacă mai stăm 10 minute, n-ai vreo să stea în ăsta, Cristi, mă remorc. Da cum? Da cum? Și... Mi-a părut bine, Cristi, că ai venit să filmezi ceva mânz. Cu drag. Mânzul de la filmat din Neagra. E mânz din el. Ăsta l-ai filmat la urlat, e mânz din el. Mai avea și Cristi o mânză tot din el, dar nu a putut să o aducă. E mai departe. Poate te prind într-o zi așa la o... Lasă că mai vin eu cu acea. Stau eu prost cu timpul, eu nu zic de tine, eu zic de mine. Eu nu bag vine că nu vii tu, că n-am timp eu, că și astăzi. Îți recunosc că ai venit tu și ți-am zis du-te și filmează altceva, că n-am timp. Mm-hmm. Două ore sunt cu treabă. Și... Tati, nu vrea, Cristi. Dar s-o prins de șmecherii, așa-i? Da. Ha? Da. Cât e de cuminte, trebuie și de hoț. Dacă scoți de căpăstru în curte și nu vrea să intre în grajd, nu-l bagi nici, dacă nu are în gură, nu-l bagi nici pușcat. Nu? Face cu capul. Lasă-l așa, copile. Copile, nu te-ai mișcat din poziția asta, copile. Nu te-ai mișcat din poziția asta. Uite-te aici. O să face poză. Așa. Spune, Cristi, că pe știe de copil. Rămâi așa, băiete. Zâmbește. Stai așa, zâmbește. Ai auzit, bă, Cristi, ce fliț o dat? Ce? O zic că stai numai în poziție, nu am cum să pui calul în poziție. I-o dat la Cristi, peste nastura asta. Bravo, no, tura asta. Tura o să fiu atent tura următoare cu tine. Vezi că joacă acasă, e 1-0. Da, gata, eu am și pierdut. Du-l, că e atent. Du-l adun un pic pe Rigo.
vărul meu, să nu-l pui să plimbe calul, că obosește calul și vărul meu, nu? Cum e lung, cum e lung în pași. E sportiv. Faci sport mai noaptea, pe la clubul, mai pe ziua. E sportiv, să zicem. Nu mai contează. Nu insura Cristi, no. Căutăm și, îi căutăm și muiere dacă se poate. E fermier, asta cu fermier ca o nevastă, nu știu dacă mai e emisiunea. No. Mă sună și pe mine odată, Cristi. Te curentează, lasă copilul. Tu n-ai putut să te bași, că așa o fă treaba. Mă sună și pe mine, de la cutelera. Fermier ca o nevastă sau... Și câte fete o zis că-ți dă? Păi nu, nu, păi n-ai întrebat, eu am întrebat. Eu am întrebat, dar cum? Nu, i-am zis că nu. O zis că 5? Da? Nu, băiete, te bași, Florin? Că te sună, te sună. E mare. Bun. No, cum facem? Haide că l-aducem, îi desfac eu gardul să-l, și să-l aduce, că la stai acolo. Că nu, nu te deranjează cu nimica. Du-te, tati, încolo. Salută pe tovarășul pe Cristinelu. Ciao, ciao. Te așteptăm cu celălalt. Adu-l pe, adu-l pe Erico. Copile, bagă-te sub gard. Hai să-i dăm drumul. Nu ai, păi de sub. Să-i dăm drumul și pe pic, nu? Apa, nu-ți mai am să... Să vedem ce lucră. Ce-ai zis, băi, băiete? Nu-ți mai am să fiu dacă... Care-i faza? Dacă poți să te bagi, te bagi. Dă drumul jos. Stai să vezi ce se trebuie calul ăsta, Cristi. Când îi dau drumul în țarc, e direct jos. Du-te, dice Arigo. Ah, e gata. Uite-l. Nu lasă-l. Viața lui. Asta e viața lui. De câte ori scot în țar, trebuie să-l țesă. Vrei și pe partea altă, că să nu-l faci numai pe partea, să-l faci pe amândouă. Ah, ce s-o murdări, Cristi, te omor. N-ai ce să-i faci, lasă-l. E al tău și-l iubești. Vând ciocolatiu acum sau ce culoare. Fain, lasă să se scuture. Lasă-l. Nu, nu, te scut... nu-i voie, Rigo. Nu te scutura aici, băiete. Lasă, să-mi se scutură aici. Aia e, copile, scutură-te. Stai să-mi mărg un pic de el, Cristi. Nu, stai să se scutură. Stai, mă, stai să se face să vină în coace așa racheta. Poate să ne dă drumul la căză. Nu-i mai dă drumul, lasă-mi face. Nu, dar nu s-o văd tare în toată situație. Știi care e ăsta? Deja s-a învățat că-l prostesc. Iam când merg la munte cu ei, știi, derinchează. Hai! Na, gata! Ho! Oh. Stai, poate ieși afară. N-am pus asta și la jumate. Aici l-am murdărit. Du-te de aici, acum o supăr pe tine. Te voi șmechere. Florin! Dacă-l mai duc? Da. Stai tu puternic în braț, dar ăsta are un braț... Okay. Ești tu puternic în braț, dar ăsta are un braț... Nu, nu, nu cred că există ca să-i scape la vorul meu, garantez eu. Din nou ce punct de vedere. Nu la asta m-a referit. Știu. E altă construcție în brață. Înțeleg ce zic. Deci da. când dă calul cu brațul... Nu-i voie. Rigo! Mă, nu, uite, mă, zic că știe că nu are sfoara aia pusă. Mă! Știe că nu-i sfoara aia pusă, ai văzut? Aia e faza? Păi da. Și s-ar băga pe aici? Nu, no, bine. Ia se vadă un cal, se vede, îl interesează de asta. Păi bă, omule, dar prinde-le... Păi până îl curentează o trecut. Am înțeles. Că de-aia am pus și gardul ăsta, firul ăsta așa jos, Cristi. Că știi care e problema? Uite-te la el, vezi? Cum aici vine? Că vede că e desfăcut gardul. Știi că de ce i-am pus și firul așa jos? Bagă capul să mănânce, dacă era numărul ăsta de la jumate. Bagă capul aici să mănânce și când s-a curentat, el nu se dă în spate, se dă în față. Și a ieșit. Așa, el dacă, de unde poate să mănânce? Maximul e aici.
Că se curentează să trage în spate, dar dacă era așa jos... Mm-hmm. Florin, mai fă să mai alergi deodată încolo și eu zic că e bună treaba. Pune. Vagabondul. E bun, Florin. Florin. Cristi, te luam cu mine la o plimbare. Da, dar da. E vorba de timp. Știu. Apoi acum timpul amândoi la fel. Da. Florin, se poate aduce încoace, dacă crezi tu că... Vine singur. Vine singur, hai. Ho, Rigo. Ho. Ăla-i băiat. Ula, tata. Ha? Bă, venit aș încerca, că așa chef de un sport așa de seară nu prea am, că nu? Dar nu trebuie să plecăm la munte. E chef de sport? Chef de sport n-am. Chef de sport extrem nu prea. Nu? Întreabă că... Hai. Hai, mă, tata. Ce face treaba. Nu mai vreau. Ce? Face treaba. Da? O fă mai înțelegător ca noi. Ii mâncă toată ca bunița, hai. Hai. Tu mi-o mai chichinele. Dă-te încolo, tati. Dă-te încolo. Te salută și Rigo. Hai, tati. Hai, tot cu ea, că nu-l poate. Păi, dar eu cum mă duc, că eu am... Cristi, scuză-mă o secundă, te rog. Acum pe încheiere vreau să lăsăm mânzul la grai, la țarc. Că până plecăm la munte cu corbul și venim înapoi, de-abia stă ăsta să relaxeze. Da, poți să-i dai drumul? Sper că nu te deranjează asta, Cristi. Nu ne deranjează de nimic. Copil, ai vrut să zici ceva? Nu. Cum? Că ai vrut să zici ceva? Am să zic că am trot acolo și cum mă duc, dar mă duc pe acolo. Mă, eu zic că dacă te bagi pe sugard, ca soldații. Te dai drumul bine. Da. Cristi, la următoarea filmare, sper să ne prinzi cu țarcul mărit. Da. E bun așa. E vorba de timp. O veni băieții de la Merg în Deal să te ajute. Mincinoșii? Nu, poate vede mincinoșii. Cu vărul meu l-am făcut. E, să lasă așa, cum ai zis, da, mincinoșii? Da, lasă să nu tai cu mincinoșii. Păi de când? De un an aproape. N-am filmat ca ei. Așa? O promit 3 inși că, bă, ne facem țarcul. Uite-l, Cristi, aici. Greșesc cu ceva? Eu nu i-am văzut. Greșesc cu ceva că aproape de un an? Cam așa. Nu. M-am apucat cu vărul meu într-o zi, după masă. Și ați rezolvat problema, nu? 2 ore jumate maxim toți tâlpii băgați și a doua zi am pus astea pe urechi, casa. Pe urechiuțe. Da. Și i-am dat drumul. Ce știu dacă Cristi ne spuse mult că ai ajuns la Sibiu. Că vin pe la noi, și în special. Eu. Te mai așteptăm. Îți mulțumesc. Și cu filmat și fără filmat. Îți mulțumesc. Ești prieten cu noi, nu neapărat de... Dai. Te mai așteptăm. Dacă cineva e interesat de murgul, poate să sune. Ori pe numărul meu, ori pe numărul tău, că acum mă gândesc să-l găsesc băieții. Da. S-a dus motoreta, mă, copii. Niște băieți de la lucru. Nu se spare, filmăm. Suntem cu carele de filmare. Da, suntem cu carele de filmare. Lucușor, zicea un băiat mai de mult că Hollywood-ul, ăia de la Hollywood, mici copii pe lângă noi. Da, mai ales pe tine, nu te prea depășește multă lume. La cât umbli tu, cred că trebuie vreo 4-5 mașini. Bune, ca să te țină la cât umbli tu. Așa, așa. Hai la tata. Asta e mult preferat al lui Florin, al lui vărul meu. Aha. Numai cu el îi place să meargă la muntă. E foarte activ. Montează de câte ori e nevoie. Montează de câte ori e nevoie. La anul aș vrea să-i facem un cadru. Te vezi evoluția la anul, Cristi? Ce ferici al în el.
și perechea dacă se poate lângă el. Să sperăm, să sperăm că da. Hai lângă lupușor, te rog. Bagă-te și tu, copile, pentru fire. Așa, ca să te duci pe bicicleta. Așa, rămâi așa lângă băieți. Aici rămâi cu băieții mari. Fii atent că băieții mari, numai chiar pe băieții mari îi acceptă lângă ei. Deci o de statură dar mare la caracter. Deci e o onoare pentru tine să fii între ei, să știi, băiete. Și la frică, da. Și la frică. E mic de înălțime, dar mare în caracter și în frică, n-are treabă. Așa. Lupușor, îți mulțumesc tare frumos de ospitalitate. Și eu îți mulțumesc, Cristi. Îi mulțumesc vărului tău pentru ajutorul, Sorin. Așa? Nu-i problemă, că ne ajută oricând, acum plecăm la munt amândoi. Mulțumim mamei tale pentru masă. Nu o să pune problema oricând și la orice oră, așa? Cristi. Te mai așteptăm pe la noi. Și să aveți viață bună, liniștită. Și să ne vedem în curând. Așa. Nu, botez, chefuri. Da. Și la destea. Copile, de final, mai vrei să zici tu ceva? Nimic? Încântat. Nimic? Bine. Încântat și el rămâne cu calul acum că el vine aici de stă cu caii, să... Eu zic că bași trotineta aici lângă cal și să vă urcați pe trotineta amândoi. Nu neapărat, el vine, dacă le dau drumul în țar, vine de stă să uite la cai, foarte dragi caii, crede-mă. Da. Greu, ascultă-mă, la vârsta lui și elea să te sune fiecare zi să întreb când dai drumul la cai. E o chestie. Un pic în considerare și ăstea, știi? Da. Mă vede pe drum, fuge după mine. Așa. Vă mulțumesc mult încă o dată. Copilul să fie cu minte. Dacă pleci astăzi de la Sibiu, dacă nu, te așteptăm mâine la cafea. Bine. Te salutăm și ne bucurăm nespus de mult. Bă, te-o sunat mama? Nu mama. Da cine? Un prieten din Alba. No, bun. Ciao. Ai auzit? Un prieten din Alba. Să fim înțeleși. Da. Cristi, la revedere. Te salutăm. Am pupat. Te-am pupat.